la regăsit, dragilor! Mulțumesc mult de tot pentru aprecierile și feedback-urile voastre. Mă bucur că vă sunt de folos aceste informații din cadrul emisiunii. În decursul ultimelor ediții ne-am folosit mai mult de partea de transformare. Am discutat despre ce înseamnă dezvoltare spirituală, ce înseamnă actul terapeutului holistic, tot unitar pe toate planurile, ce înseamnă sănătatea scheletului cu ajutorul osteopatiei, dar și programul de fizioterapie energetică împotriva durerilor articulare și de coloană, care de 3 ani are rezultate deosebite în București, în provincie. De asemenea, cu el puteți afla și cauza puteți și să lucrați din confortul casei voastre. Chiar am două noutăți în afară de masa de inversie. Săptămâna trecută am găsit o pernă miraculoasă pe care o caut de 5 ani, pentru că o aveam în străinătate și acum nu o găseam, care ameliorează foarte bine aceste afecțiuni. Și de asemenea, acest program de fizioterapie energetică puteți lucra împreună în cadrul taberei care este în septembrie, la mijlocul septembrie, pentru autovindecare, regenerare. Cine dorește poate sta 7 sau 10 zile tocmai pentru a beneficia din plin de acest program. Poate fi chiar o continuare la întâlnirea din iulie, de la sfârșitul lui iulie, pentru cunoaștere de sine și a celorlalți prin descifrarea subconștientului, sau cea din august de dezvoltarea puterilor ascunse. După partea de transformare, am început să ne ocupăm de partea de nutriție, la care am făcut overview și în care o să mergem în detaliu în emisiunile următoare, având în vedere și partea de știință, în care explicăm prin frecvență vibrațională, prin fizica cuantică, cum se fac aceste schimbări în actul terapeutic. Cum are înțelege fiecare din invitații noștri. Aceste trei calupuri o să se reia, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat în ele. Dar astăzi o să mergem în profunzime pe partea de nutriție, cu primul aspect legat de nutriție, și anume cavitatea bucală. Toți când spunem nutriție ne gândim la a mânca și la dinți. Și astăzi am un invitat special care poate primi un feedback așa cum l-am avut și eu la acel program. Până acum nimeni mi-a explicat ceva așa clar și nimeni nu mi-a explicat ce să fac pentru o schimbare cu adevărată. Invitata noastră de astăzi este Andra Custură, care este un doctor stomatolog deosebit, așa cum spunea. De ce? Pentru că ea nu vede numai partea fizică a dinților și se ocupă și de părțile emoționale ale dezechilibrelor care apar în cavitatea bucală. Ea a studiat și diverse tehnici energetice, cum ar fi Theta Healing, Pranayadi, Access Bar. Și mă bucur foarte mult că astăzi este cu noi aici. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc și eu de invitație. Care este rolul cavitației bucale în digestie? De ce e așa de importantă pentru noi? Rolul cavității bucale în digestie este foarte important pentru că este prima parte a tractului digestiv. Este primul aspect pe care noi îl folosim de când suntem mici. Cu cavitatea bucală noi începem și cu buzele și gingiile, pentru că în momentul în care noi ne naștem încă nu avem dinți. Începem să percepem viața. Să descoperim această lume, de exact, fapt. Descoperim lumea fizică, realitatea. Și buzele și cavitatea bucală fac parte din acest ansamblu de tract digestiv. Da, în nutriție e foarte important, într-adevăr. Se spune că ar trebui să mestecăm ce vârstă avem, de atâtea ori să mestecăm fiecare înghițitură, ceea ce e aproape imposibil pentru omul modern. Acum, așa atât de agitat. Nu știu câte persoane stau să numere de câte ori mestecă, dar este știut și recomandat și cu siguranță cine a încercat acasă sau dacă n-a făcut-o, poate să o facă, să mestece de cât mai multe ori și să simtă gustul mâncării. Da, să poată să aibă timp să și simtă că s-au săturat, să poată să simtă
textura a mâncării. Am încercat. După 10-12 aproape nu... E cu totul altfel, totul, toată mâncarea. Așa este. Și cu cât mestecăm mai bine, cu atât ne ușurăm digestia. Adică ajutăm tot corpul și tot tractul digestiv ca ceea ce mestecăm să fie ușurat. Da, adevărul e că sunt substanțe care doar în cavitatea bucală se absorb. De exemplu, erau, chiar m-am notat aici, că e ceva important, da? Amidonul. Digestia chimică a amidonului din alimente se declanșează odată cu introducerea în gură, dar continuă pe măsură ce saliva penetrează particulele, scindând amidonul în dextrină și maltroză. Deci dacă noi nu lăsăm să penetreze acele particule, nu o să mai avem substanțele finite și atunci, din păcate, o să lucreze mult mai mult și stomacul și intestinul și toate cele. Bineînțeles, digestia începe în cavitatea bucală. Cu cât cavitatea bucală este mai afectată, cu atât digestia e îngreunată. Da, și apar balonări și alte simptome. Și saliva e foarte importantă. În fiecare zi secretăm cam un litru, un litru jumate de salivă. Și dacă nu o folosim la adevăratul... Secretăm valoare, un litru, un litru jumătate dacă ne și hidratăm. Da, și avem de unde. Da, tot am mai discutat noi de... Dacă de nu ne hidratăm, din păcate saliva nu o să aibă consistența necesară pentru a crea bolul alimentar. Va fi poate prea viscoasă sau poate mult prea apoasă. Depinde de cât de bine funcționează și glandele salivare. Și atunci... Normal că afectează în continuare tot digestia, că asta e... Nu se digeră cum trebuie totul. Apropo, din punct de vedere terapeutic, există chiar o glandă la nivelul gurii care se spune că asimilează partea energetică a alimentelor. Și iarăși, dacă noi nu mestecăm de câte ori trebuie, nu luăm exact prana, energia... benefică energia, din energia alimente. Benefică, corect. Și de asta în Ayurveda multe din acele produse care se iau macerate se țin sub limbă chiar 10-15 minute tocmai pentru a face acea asimilare. Așa este. Și eu am citit și am studiat și chiar am probat unele lucruri pe mine, mai ales din terapia naturistă și homeopatie. Este recomandat sub limbă, sublingual, să administreze anumite substanțe, pentru că ele intră imediat în circuitul sistemului neuronal și atunci efectul este foarte, foarte rapid. Și asimilarea lor și rezultatele apar foarte, foarte rapid. Dacă cu siguranță știți, nitroglicerina în cazul unei crize se administrează sublingual și imediat pacientul își revine. De aceea intravenosul sau orice alt tratament funcționează mai greu. Da, interesant, nu m-am gândit la asta niciodată. Da. Și limba are și ea rolul ei în digestie, nu? Păi fără limbă, bolul alimentar nu poate fi creat. Limba ajută extraordinar de mult, nu numai în digestie, și în vorbire, și în absolut tot ce facem. Și nici împins, presupun că nu poate. Da, evident. Cu ajutorul limbii înghițim. Da. Și ce se poate face pentru a avea o limbă sănătoasă? Că, din păcate, am văzut foarte des acea candidă sau diverse lucruri. Este recomandat că, odată cu periajul, întotdeauna să ne periem și limba. Există niște dispozitive cu care noi ne curățăm limba, nu neapărat cu periuța cu care spălăm dinții. Există niște dispozitive un pic mai soft, ca să zic așa, cu silicon, care ajută la curățarea plăcii bacteriene de pe dinți, de pe limbă. Și ce vreau să zic, de fapt, am zis dinți, mă gândeam la faptul că întotdeauna toate persoanele, sau cel puțin asta am observat la pacienții mei, se axează foarte mult doar pe periajul dinților, crezând că acolo este placa bacteriană și acolo sunt microbii care stau cel mai mult. Dar, de fapt și de drept, microbii stau mai mult pe mucoase și pe limbă. Acolo este ponderea lor cea mai mare. Da, și din păcate exact acolo exact nu acolo, exact acolo noi nu curățăm. Deci dacă ne spălăm doar pe dinți și mucoasele, adică mă refer și la gingie, și la obraz, și la limbă, nu le curățăm, n-am făcut igiena corectă. Da. Și noi le înghițim.
Da. Atenție, după aceea le ducem mai departe. Deci, apropo, primul lucru care îl faceți dimineața, vă spălați toate aceste mucoase și apoi beți apă, nu începeți cu băutul este apei. Ideal să ne spălăm pe dinți înainte să mâncăm, să avem micul dejun și să bem apă. Și... Pentru că pe timpul nopții, oricum, microbii din cavitatea bucală, având în vedere că, să presupunem că marea majoritate a oamenilor dorm cu gura închisă, ei în mediu cald se dezvoltă, se mulțesc. Și până dimineață... Da, apar probleme. Apar mai mulți. Da. Și care e părerea ta cu omul carnivor, vegetarian sau omnivor? Cum e ideal din punct de vedere al danturii, măcar? Ce să zic, eu cred și am avut o perioadă, de exemplu, în viață în care am renunțat la a mai consuma carne, crezând că e bine. Și acum am revenit să consum și carne, pentru că noi cumva am face bine să ne uităm la cum am fost crescuți. Și dacă în corpul nostru este deja obișnuit cu carne, atunci noi în momentul în care decidem să nu mai consumăm carne, îl supunem unui traumatism și el încă nu prea știe să adapteze și aici apar iarăși niște dezechilibre și mentale și emoționale. Eu asta am sesizat la mine și în discuțiile cu alți colegi medici și nutriționiști, ziceau și ei că și au sesizat acest lucru, dar până la urmă părerea mea e că dacă tu ești în contact cu corpul tău, vei ști și îți va transmite ce e bine. Poate într-o zi nu vrei să mănânci carne. Sau e important să nu fie o carne tratată hormonal normal și să fie mai puțină, nu cum sunt învățați românii. Și e posibil și fără carne, într-adevăr, dar trebuie avut grijă pentru că există problema lipsei proteinelor care fac mușchii să transforme în grăsimi și multe altele care nici nu le știu pentru că nu sunt medic nutriționist. Da, conexiunea cu corpul eu cred că este cea mai importantă și corpul fiecărui om, organismul știe să ne spună da, astăzi vreau sau nu vreau, depinde probabil și de activitatea fiecărui om. Și de temperatura de afară, de exemplu, că pe căldură eu personal nu prea rezonez așa mult cu carnea, dar depinde. Da. Dar din punct de vedere al dentiției, suntem făcuți să fim omnivori sau suntem făcuți să mestecăm de toate. De toate, de toate. Omnivor, deci. Dar ne referim la mâncare, nu alt fel de lucruri, că am mai văzut persoane care mai ronțăie pixuri și asta nu... Da, decât îi distrug, din păcate. Da, îi distrug. Da. Și ce ne poți spune un pic despre tine? Cum ai ajuns să practici această stomatologie un pic diferită față de alții? Istoria este, aș spune eu, un pic interesantă. Având în vedere că acum vreo 5 ani de zile am ajuns în China, la o clinică de medicină tradițională chineză, să zicem, din cauza unor probleme de sănătate ale mele, care au recidivat, deși am urmat protocolul ca la carte, conform medicinei clasice, pe care o parte din ea am studiat-o și eu în cadrul medicinei dentare, după 3 ani de zile, acea afecțiune a recidivat. Și ceva din mine și din corpul meu a zis nu mai vrei să te mai operezi, nu mai vrei nicio altă terapie de genul clasică, hai să vedem ce altceva există. Și am început cu acupunctura. Și dacă am văzut că acupunctura a dat rezultate, pentru că mi s-a confirmat de medicul la care mergeam, a zis, da, după 3 luni de zile, nu știu ce ai făcut, dar ai făcut bine. Am luat decizia să plec în China. Iar în China... Am fost de 2 ori la acea clinică de medicină tradițională chineză, unde pur și simplu am văzut tratamentul aplicat cu alți ochi. Adică chinezii văd per ansamblu, exact cum ai zis tu mai devreme, holistic. Holistic, corpul uman. Văd corpul uman holistic, nu văd doar partea fizică, care de fapt și de drept este ultima manifestare a bolii sau afecțiunii respective. Și atunci noi trebuie să ne ducem undeva în corpul cauzal, emoțional, mental, depinde de fiecare unde și are rădăcina. Și uite, așa am început să descoper o altă lume care... Recunosc că m-a fascinat din prima. A fost
o lovitură de grație la baza medicinei clasice pe care eu am studiat-o, pentru că este, din punctul meu de vedere, limitată. Ne ajută foarte mult, dar e limitată. Și atunci am început să văd cum aș putea să le îmbin. Da, fiecare are limitele lui, așa că Da. rezultatele Eu cred că un mix complementare al sunt cele mai tuturor bune, da. este varianta cea mai bună, pentru că într-un anumit moment al vieții noastre ne poate ajuta ceva și poate peste 6 luni avem nevoie de altceva. Suntem în dinamică. Și cum ai ajuns la uleiurile esențiale care îți place să le folosești tocmai pentru ca pacienții să elibereze un pic încet, treptat, acele cauze care stau la baza dezechilibrelor? Sincer, nici eu nu știu exact cum am ajuns. Cred că am Dumnezeu fost, deschide calea, da, nu? Dumnezeu deschide calea când mă întrebam ce altceva mai există. Au ajuns A apărut uleiurile la mine. informația. Da, a apărut Da. informația, au ajuns uleiurile la mine. Recunosc că ele au ajuns la mine prin prisma faptului că stând într-o poziție un pic defectuoasă, ca să nu zic că defectuoasă complet, la poziția de lucru la pacienți și am început să am dureri de coloană, domnul la care mergeam eu la terapie mi-a spus, uite, eu îți recomand Uleiul acesta. să încep să studiezi un pic partea cu uleiurile pentru relaxarea musculară pe coloana vertebrală. Ia du-te și vezi dacă nu cumva ar putea să te ajute. Și am zis, ok, hai să văd despre ce este vorba. Și de acolo am descoperit o lume super interesantă, pentru că uleiurile esențiale, dacă într-adevăr sunt preparate 100% și organic pure, da. exact pure, esențiale și sunt, plantele respective sunt tratate cu respect, pentru că ele au fost lăsate pe pământ odată cu noi ca să ne ajute să ne vindecăm, nu avem nevoie de chimicale. Am descoperit că există și uleiuri către latura emoțională. Deci nu doar cele cu relaxarea musculară pentru care eu m-am dus și atunci am zis ok, hai să vedem cum reușim să le combinăm cu ceea ce oricum făceam înainte. Și orice ulei potențează terapia sau tratamentul pe care tu îl faci. Da, Adică deschide poate, o. da, poate ajuta pe absolut oricine și au un mod foarte eficient. Pentru că ele se duc direct la sistemul nervos, intră în conexiune cu hipotalamusul și se duc direct în creier. Simțul Da. olfactiv e știut, de fapt și de drept, că este cel mai puternic dintre toate și cam cel mai slab dezvoltat. Da, ele sunt vii, au o anumită frecvență vibrațională și în Corect. momentul în care ele pot ajunge în câteva secunde dacă le pui aproape de sânge, pot să ajungă în Da. corp și te potențează și într-adevăr înțeleg de ce îți place să lucrezi cu ele, pentru că e ușor la pacienți să le acceseze, pentru că nu sunt forțați, nu trebuie să facă un efort prea mare, doar să pună o picătură zilnic, un anumit O timp, da? picătură, Și două, asta ori îi deschide spre a face și un pic de efort în a se disciplina și în alte arii. Exact. Te ordonează. Da. Cum ajută pentru digestie, apropo, să Cum pe rolul ajută de uleiurile pentru... pentru cavitatea bucală și digestie, pe scurt, doar câteva, că vrem să ne ocupăm mai mult de afecțiuni, de Mai fapt. mult de afecțiuni, da. Dacă Păi, tot suntem în aici. funcție de afecțiunile pe care le are omul respectiv, putem recomanda un ulei anume. Pot să recomand, eu asta și fac, le recomand pacienților, nu numai pentru cavitatea bucală, pacienții cu care stau de vorbă și pentru varice și pentru tot felul de afecțiuni fizice, există uleiuri și există scheme de tratament care pot fi aplicate, cum ziceai și tu, cu perseverență, nu din o zi e da și cinci nu, pentru că avem nevoie de rezultate, sau cel puțin așa vrem. Și Claritate, prosperitate. Am văzut că da, sunt multe există și combinații claritate, interesante. și prosperitate, și acceptare, și iertare, și pentru copilul interior. Sunt foarte multe variații. Mixurile, ca ceea ce am spus noi până acum, ca și uleiuri, sunt amestecuri de plante, în funcție de ce ai nevoie, dar există și uleiuri simple, cum ar fi oregano, fenicul, care merge iarăși foarte bine pe partea de digestie. Da, fenicolul împotriva
balonării. Și împotriva balonării și pentru constipație, și pentru constipație și mai merge foarte bine și în perioada premenstruală pentru femei, da, pentru dureri. Și pentru cavitatea bucală, iarăși pentru curățat cavitatea bucală. Da, dar există... trebuie avut grijă. Totuși, da, trebuie avut grijă și având în vedere că sunt uleiuri esențiale în cavitatea bucală, ideal ar fi să fie administrate de un medic care știe să le folosească și în cavitatea bucală eu le recomand doar să le dilueze. Da, diluate. Nu? Diluate în cavitatea bucală, poți să-ți faci apă. Un fel de apă de gură. Exact, aia vreau și eu să spun, apă de gură. Apă de gură, îți faci propria ta apă de gură și așa ți rezolvi problemele. Da, eu chiar soțul a avut rezultate foarte faine, nu-i venea să creadă după ani de zile cu un început de paradontoză care nu lăsa. Și iarăși argintul coloidal pentru gură, iarăși pe post de apă de gură, e foarte bun și deosebit. Da. Paradontoza, din păcate, e o boală a secolului, tocmai datorită acestui haos de a mânca, probabil, și a ne curăța cavitatea. Are foarte multe cauze, dar sper că o să discutăm într-o emisiune numai acest subiect, pentru că este foarte, foarte vast. Da, și uleiurile și... Da. Da. Să ne întoarcem la dinți și la afecțiunea ale dinților și a maxilarului. Da. Ce semnifică din punct de vedere emoțional dinții? Dinții, pe scurt, semnifică capacitatea de a lua decizii. Capacitatea oamenilor de a lua decizii, a noastră, tuturor până la urmă, și de a ne bucura din plin de viață cu responsabilitatea deciziilor pe care ni le asumăm și le luăm. De a mușca din acest fruct al vieții, exact, nu? Acest dar de a ne bucura. Dumnezeu. Foarte bine spus asta cu a mușca din viață, pentru că dinții ne ajută nu numai pentru digestie, da? Ne dau și încrederea în noi, dacă o avem. Dacă nu o avem, am face bine să ne dezvoltăm. Și în funcție de cum sunt dinții ca și formă și ca și poziționare în cavitatea bucală, afectează modul în care noi ne raportăm la viață. Și la noi înșine, și la ceilalți, și la realitatea fizică, și la ceea ce avem în interiorul nostru. Da. Și în momentul în care avem probleme dentare, închidem efectiv o ușă cu această lume, nu? Corect. Sau când ne forțăm să nu zâmbim, nu? Înseamnă și asta? Eu ce am sesizat la pacienții mei, că marea lor majoritate, după ce și-au rezolvat problemele dentare, unele dintre ele, nu știu, de estetică, altele de masticație, da? Nu aveau o mușcătură bună, senzația mea a fost de fiecare dată că îi pleacă cu mai multă încredere. Cu siguranță îi transformă tot timpul, un pic și prin interior. Tot timpul se pleacă, mai bine în pielea pleacă lor. Mult mai, cu mai multă încredere în ei, zâmbesc mai mult și asta se observă clar. Da. De asta probabil ți-ai dat, ai mers mult și pe implantologie, pentru că acolo e trauma mai mare când da, cum impactează. Da, pentru că atâta timp cât îți lipsesc dinți din cavitatea bucală, te fac să te simți inconfortabil, chiar dacă cei din jurul tău nu observă că tu nu ai anumiți dinți, pentru că poate cei din față sunt ok. Dar în lateral ne lipsește un premolar, un molar, ne lipsește ceva și noi nu vedem. Adică cei din exterior nu observă asta. Și atunci e important să reabilităm spațiile care sunt goale. Apropo de molar, premolar, poți să ne vorbești un pic despre tipurile de dinți și cam ce semnifică ele? Da, o să fac așa o structură foarte simplistă, pentru că fiecare dinte în parte semnifică ceva. Dacă este sus, dacă este jos. Da, dar asta, sus e tatăl? Sus este tatăl, sus este relația cu tatăl, cu divinitatea și cu tatăl fizic. Așa, jos este mama, relația cu mama și cu mama pământ. Ele sunt în strânsă legătură. Da? Ele au nevoie să funcționeze împreună, într-un mod eficient, dar în același timp au nevoie să se și separe. Da, și să se sincronizeze. Și să se separe și să se sincronizeze și să funcționeze armonios. Da, ca un tot unitar, cum exact. Trebuie rezultate. Și aici putem vorbi de partea cu afecțiunile
articulației temporomandibulare. Exemplu, că dacă tot am mai deschis subiectul cu mama și cu tata, da, și se leagă și trebuie, revenim noi și la dinți. În momentul în care articulația temporomandibulară, adică noi ne referim aici ca să arăt clar ce înseamnă temporomandibular, că pentru mine e simplu, poate pentru ceilalți nu este, este decalat, da? Deci observi că este decalat în momentul în care ți se deschide gura, înseamnă că ceva acolo în relația mama-tata, pe care tu ai observat-o când erai mic, sau felul în care tu te raportezi între, la mama și la tata, sau, bineînțeles, la divinitate și mama pământ, care ne susține, e un conflict în interiorul tău, în funcție de raportarea aceasta. Pot fi chiar fisuri, rupturi. Bineînțeles, și blocaje. Blocaje ale articulației. Când blocăm articulația, este clar că... A, nu mai poți să deschizi gura, efectiv? Efectiv, da. Nu se mai poate deschide gura. Se blochează articulația sau sare de aici condilul. Și asta e clar că arată o disfuncție undeva la nivel interior între mama și tata, pentru că noi avem în noi ambele părți. Că suntem parte din mama și din tata. Da, ei s-au contopit și am rezultat noi. Da. Și revenim la dinți. Deci da. Incisivii. Incisivii, da. Păi, să zicem așa, incisivii, caninii, premolari și molari. Astea sunt cele patru categorii principale, indiferent că vorbim de sus sau de jos. Să mă uit un pic. Cum ai sintetizat, da? Da, ca să sintetizez. Incisivii se raportează la faptul că noi reușim să tranșăm sau să facem o alegere foarte clară și a spune ceea ce avem de spus. Dacă nu facem asta, de cele mai multe ori se observă în funcție de cum arată incisivii. Dacă incisivii sunt un pic încălecați, înseamnă câteodată că nouă ne e destul de greu, ne simțim strâmtorați așa în a spune lucrurile pe față. Incisiv înseamnă... Incisiv înseamnă chiar dinții din față. Da. Cum mai zice lumea, lopătari, nu știu, da. Dinții iepurilor. Așa, caninii, de exemplu, caninii sunt cei spuși așa în termen popular, colții. Arată capacitatea noastră de a exercita o autoritate, adică să fim foarte fermi și deciși în ceea ce spunem și ceea ce facem. În momentul în care caninii nu sunt poziționați corect pe arcadă, că ei sunt un stâlp foarte important în constituirea arcadei dentare și susținerea oaselor, atunci nouă ne este foarte greu să luăm niște decizii și chiar dacă am luat decizia în interiorul nostru, noi nu putem să o spunem în afară. Nu avem încredere să o dăm în afară. Da. Și atunci ne pierdem această capacitate, te simți neputincios, deciziile tale nu sunt exprimate și niciodată validate. Premolarii reprezintă gradul de acord cu deciziile pe care le-am luat și le-am exprimat. Că dacă suntem de acord cu ele sau nu suntem de acord cu ele, pentru că de foarte multe ori luăm niște decizii pripite, la impuls și poate... Energetic vrem altceva, mergem în altă direcție. Noi vrem în altă direcție, da, poate am luat o decizie, nu știu, forțat de împrejurări sau pentru că așa am fost învățați și atunci o să fie afectați imediat premolarii. Iar molarii reprezintă gradul de mulțumire cu care noi ne-am făcut ceea ce am avut de făcut și care noi am luat decizia de care am exprimat-o înainte cu ajutorul celorlalți dinți. Da. Adică molarii ne dau stabilitate. E asta fac. Când ne lipsesc molarii, de asta spun de cele mai multe ori că, cum am spus și mai devreme, dacă ne lipsesc molarii, marea majoritate a oamenilor din jur nu observă. Decât dacă știi niște simptomatologie să observe asta. Se observă la nivelul tegumentelor, la obraz, se observă foarte ușor când cineva are lipsa molarilor. Dar tu nu mai știi să fii mulțumit. Nu știi să te mai mulțumești pe tine. Da. Și nu numai atât. Normal, dacă ei sunt afectați, lipsesc sau sunt distruși,
Da, înseamnă că în anumite momente, scuză-mă că am intrat peste tine, înseamnă că în anumite momente noi nu ne-am mulțumit pe noi, noi nu ne-am satisfăcut și nu am stabilizat deciziile pe care le-am luat. Pierdem molare. Da. Dar toți dinții, dacă sunt afectați, normal că nu putem digera, amesteca cum trebuie și atunci sunt supra-solicitate toate elementele tractului digestiv, la fel și Corect. nu ajung niște particule minuscule, așa cum ar trebui în stomac, intestin subțire, intestin gros, ca să poată fi asimilate, Așa eliminate este. cum ar trebui. Da. Și mai e încă un lucru, dacă lipsește un dinte, ceilalți vor prelua funcția lui. Interesant, cum așa? Păi dacă un dinte ne lipsește, cineva trebuie să-i preia funcția și cineva, de cele mai multe ori, sunt dinții vecini. A, și Și se ei vor fi supra-solicit. supra-solicitați, apropo de Am ce ai zis tu de înțeles. supra-solicitare. Așa se întâmplă și aici. De asta e foarte important să-ți faci ceva dacă ai ajuns să pierzi un dinte sau să fie spart sau orice ar fi, fă-ți acolo ceva de așa natură încât mușcătura ta să fie în continuare în armonie și corectă, cu ajutorul unei lucrări, implant, depinde de Da. situație, o plombă, de așa natură încât ceilalți dinți să nu fie supra-solicitați. Da, de aceea apare probabil și caria aceea lângă zona goală respectivă, pentru că Întotdeauna e apare supra-solicit. acolo, da. Și nu numai atât, când Să-și lipsește înclină. un... Da? Se înclină dinții. Dacă îți Wow! lipsește unul, Se ceilalți, micșorează spațiul. da, se micșorează spațiul și au tendința să încline exact ce spuneam, ca să poată să ocupe acel spațiu și să preia funcția. Dar din experiența mea știu că se retrage gingia și la noi nu știu cât se face, dar când am fost în străinătate mi-a spus că ar fi trebuit când mi-a făcut extracția, să-mi pună o substanță acolo ca să facă osul să nu se, să se, nu se retragă. Și pentru că n-au făcut asta, când au vrut să facă implantul, era foarte complicat să se facă. Da. Da, de De asta fiecare. trebuie făcut implantul la timpul lui, după ce se vindecă zona cât mai rapid, nu? Corect, de fiecare dată după ce facem o extracție, ar fi bine, sau eu recomand, să se ia o decizie, apropo de decizii, foarte clară. Ce am de făcut după? Îmi voi pune implant, îmi voi face lucrare și când pot să fac acest lucru? Pentru un implant, după o extracție, ai nevoie să aștepți undeva la 4-6 luni maximum și să pregătești terenul. Ca de așa natură, Da, să cum ai spus și n-ajungă tu, implant de os sau alte lucruri exact, mai complicate. să eviți adiția osoasă, alte intervenții și mai costisitoare și mai greoaie de Da. dus. Smalțul, iarăși, e destul de des e deteriorat. Îl vedem la toți cu pete, acele pete ori galbene, ori negricioase, întunecate. Da, Ce se întâmplă cu el? smalțul, avem două structuri a dintelui. Două structuri, să zicem, pe care le știe așa toată lumea. Pentru noi stomatologi sunt mai multe structuri, dar de smalț și de dentină cred că majoritatea oamenilor au auzit. Iar Siguranță. smalțul reprezintă partea aceea de protecție, da? Și dacă ne simțim protejați, da, noi în viața noastră, smalțul nu va fi afectat. Dacă începe să apară undeva degradarea smalțului, apar fisuri, apar tot felul de abraziuni sau carie, pentru că și caria mai întâi afectează smalțul, înseamnă că undeva acolo poarta asta de protecție începe să fie spartă. Nu ne mai simțim protejați. Și acum te duci pe fiecare dinte în parte, la nivel și mai profund, în funcție de dintele afectat, să-ți dai seama unde nu ești protejat, unde nu te simți protejat. Adică poți să-ți dai seama exact, să mergi până la nivelul organului afectat și ce să... Nu neapărat până la nivelul organului afectat, nu am corelat-o cu organul, am corelat-o cu emoția, Emoții. emoția corespunzătoare dintelui respectiv și cu aria din viață care îți este afectată și neprotejată, unde tu Da. nu te Unde pot simți. găsi telespectatorii noștri mai multe detalii? Știu că aveai niște surse interesante. Da, sunt câteva cărți care pot fi cumpărate și achiziționate, sunt și la noi pe piață traduse. O să vă zic două dintre ele care sunt traduse în limba română. Una este scrisă de Valeriu Popa, Cauze spirituale ale bolilor, și mai este încă una, Jack Martel, Micul dicționar al afecțiunilor bolilor. Și acolo o să găsiți despre toate bolile. Nu există numai una pentru dinți. Chiar marele dicționar, cred că și eu le-am mai recomandat cărțile astea. Într-adevăr, sunt Cred că e extraordinare pe partea
emoțională. Sunt extraordinar de bune și îți dau o direcție. Deocamdată la noi în România nu există o carte doar pentru partea de dentară, da, pe cauze emoționale. În străinătate există, da? La noi, nu. Serios? Există? Da, da, chiar am cunoscut și mi-a fost recomandat un medic stomatolog din Franța care a renunțat să mai profeseze stomatologia. El tratează pacienții doar la nivel emoțional și își lasă colegii să facă partea practică de medicină clasică. Și el îi ghidează să-și rezolve, de fapt, și de drept cauza emoțională, pentru că odată ce tu n-ai rezolvat cauza emoțională, chiar dacă ai lucrat la nivel fizic, la un moment dat o să recidiveze. Deci cariere apare, să înțeleg, nu? Exact. Dacă ne gândim la carie, în momentul în care noi am curățat o carie și am pus acolo o plombă, dacă la un moment dat același dinte se va caria din nou, e clar că noi nu am rezolvat problema. Conflictul interior. Și nu înseamnă neapărat că pacientul respectiv sau omul respectiv nu s-a spălat bine pe dinți. Nu este singura cauză. Da, de multe ori nici nu e conștient de această cauză subtilă. Cine îi spune lui? Exact cum îmi spuneam cine e. Dar nimeni nu mi-a explicat. Da, așa este. De ce și cum? Pentru că nu am fost învățați. Lucrurile astea le-am învățat din hobby în timpul meu liber. În facultate nu ne-a învățat nimeni. Da. E, încep să avanseze și medicina, da, să sperăm că o să meargă și pe latura asta. Sperăm ca în viitor cei care vin după noi și mai fac facultatea să introducă o bucățică undeva acolo, un capitol și de acest gen, pentru că, așa cum ziceam, suntem holistici, nu suntem numai corp fizic. Avem, da, și emoțional și mental. Și dentina, când ajunge caria chiar la dentină? Când ajunge caria la dentină sau dentina este afectată, noi considerăm că nu suntem capabili să mușcăm din viață, da? Să ne asumăm deciziile pe care le-am luat, nu am capacitatea să am suficient de multă încredere în mine, nu pot să-mi accesez puterea mea și de cele mai multe ori apare din interior. De asta dentina este cea care se află sub smalț, da? Și dacă smalțul a protecția a fost spart, noi ne ducem mai în interiorul dintelui și deja e cauza emoțională este mult mai profundă. Și atunci apare și durerea, cred, nu? Sau... Cu siguranță apare și durerea. Nervii se aproape acolo de dentina. Da, păi dentina este cea care are senzorii. În smalț, când avem o căriuță, de cele mai multe ori nu ne doare, doar observăm poate un punct negru și zicem, nu-i nimic. Dar deja când a ajuns în dentină, e clară situația că începe să se sensibilizeze. Depinde de la persoană la persoană, oricum. Okay. Legat de alte afecțiuni care le-ai întâlnit des, ce ne poți spune? De exemplu, nu știu, abcesul, să spunem? Da, abcesul, cu siguranță știe toată lumea ce e un abces, o umflătură. Ca da, să zic că... Cu puroi, da, o pungă cu puroi, exact. Se vede sau nu se vede, depinde de dimensiunea abcesului. Atunci când se vede la exterior, este clar că e un abces foarte, foarte mare și o cauză emoțională foarte profundă. Oricum, abcesul la bază, el are o cauză emoțională care se află în profunzime, pentru că de cele mai multe ori el este localizat la rădăcina dintelui, fiind afectată partea interioară a dintelui. Da? Adică nervul, că știm cu toții că un dinte are nerv, că dacă n-ar avea nerv, nu ne mai doare. Sau cel puțin așa se presupune, că dacă și-a scos nervul, nu mai doare. Dar dacă abcesul apare, înseamnă că totuși mai e ceva acolo. Da, abcesul poate să apară și la dinții care au nerv și la dinții care nu au nerv. Interesant. Da. Și este cauza internă. Da. E o furie care se cumulează pentru că nu suntem capabili să luăm o decizie și tot disecăm acolo, nu? Da, e o furie inconștientă care se tot adună și se tot dezvoltă. Și la un anumit moment, corpul nemai putând să ducă, refulează. Și refulează prin abces. Da, și ceva ce te roagă din interior, de fapt, dacă e în interiorul. Da, pentru că vine din interiorul dintelui, te roagă și în interiorul tău și se exteriorizează. De asta, de fiecare dată când
apare un abces la un dinte, nu înseamnă neapărat că dacă am luat antibiotice s-a rezolvat problema, abcesul o să reapară, ai rezolvat-o pe moment, poate. Da. Dar abcesul o să reapară. De cele mai multe ori, oamenii care au avut odată un abces și nu l-au tratat și n-au făcut nimic cu el, știu că au apărut și a doua și a treia oară. Da. Chiar am aici o afirmație foarte frumoasă legată de acces și această posibilitate de a lua decizia. Accept să iau această decizie cu cât mai multă iubire și armonie deplină cu valorile mele și respectându-i pe ceilalți. Corect. Adică să te respect și pe tine valorile tale și pe, ceilalți. Deci se poate spune această afirmație se pentru poate a spune... da. Merge înainte. Dar poți folosi și uleiurile esențiale, cum spuneam, ca să-ți dea o claritate în ce să-ți vrei, dea o claritate, vrei. Să-ți dai seama din ce cauză ți s-a blocat furia. Pentru că de cele mai multe ori când apare abcesul este un stadiu ultim, super avansat și noi nu mai știm din ce cauză suntem furioși. Pentru că furia, de exemplu, este o emoție care știm cu toții că este destul de greu de exteriorizat și de gestionat, că trăim într-o societate în care nu poți să, da. Dacă te-au apucat nervii, nu este normal să, da. Să o exprimi așa și să o exteriorizezi pe oriunde, dar este sănătos să fie dat afară în cazul în care nu știm practici de alchimie. Da, pentru că altfel rămâne în corpul energetic numai acel fluid, exact. Acel fluid energetic care merge așa cum trebuie în corp, așa apare blocajul energetic care în timp, solidificându-se, duce la acea afecțiune. Și furia este pe fizic și furia este direct legată cu ficatul. Cu ficatul. Da. Și când ficatul nu mai poate gestioneze, mai dă un pic și pe la spina. Și toxinele nu se mai eliberează din corp, el e răspunzător cu toxinele și afectează în ansamblu totul din păcate. Exact. Caria dentar. Mai vă discuta noi un picuț, am așa? Mai discutat un picuț de ea. Deci, manifestarea durerii interioare extreme. Da. Care iese afară. Care iese afară. Spargerea barierei acelea de protecție, de care vă spuneam când am vorbit de smalț. Și, cumva, este un trigger, nici nu știu cum să-l numesc exact, că înseamnă că acolo ceva în interiorul nostru deja nu e... Trebuie să te întrebi foarte clar, ok, dar ce e acolo? Nu degeaba când ne simțim amenințați, strângem din dinți și ne arătăm amenințători, da, nu? Da, știm să ne protejăm atunci. Da. Da. Și mai vreau să zic un lucru apropo de incisiv, că mi-am adus aminte o chestie foarte interesantă, de capacitatea noastră de a spune lucrurile verde în față, și de a ne asuma deciziile pe care le luăm și pe care le spunem, de cele mai multe ori din copilărie, sau cel puțin la mine asta am sezizat, din copilărie cumva mi s-au învârtit în cap anumite cuvinte pe care le auzeam de la părinți, de la vecini, de la persoanele cu care interacționam. Nu este frumos să vorbești tare. Abține-te să spui ceea ce gândești despre... Semnul, da, celebru. Ștoși din gură, n-ai voie să... Da, un copil educat și, bineînțeles, și în școală, după aceea, profesorii și învățătorii, educatorii, normal că ne puneau cumva la zid dacă îndrăzneai să spui ceea ce gândești. Și de acolo au început marea lor majoritate să se impregneze în noi. Și cine a avut curajul sau a avut educația de un alt gen, poate avea niște dinți sănătoși. Dar așa că fiți atenți la copii. Dacă copiii de mici încep să aibă carii, încurajați-i să vorbească. Și să vorbească despre emoțiile lor și despre cum se simt. Da, am citit acum că sunt foarte mulți copii care... Sunt doar alăptați la sân și fac carii. Cum e posibil așa? Cariile de biberon, pentru că copiii nu știu să-și exprime emoțiile. Și nici noi nu știm să le descifrăm emoțiile, pentru că dacă noi în interiorul nostru nu suntem foarte bine conectați cu emoțiile noastre și nu știm să ni le traducem pentru noi, n-avem cum să-l înțelegem nici pe celălalt. Iar copilul trebuie învățat. Da. Și apropo de copii, întâlnim iarăși o altă afecțiune des la ei, acel scrâșnit de dinți. Da, bruxismul, așa este. Este o altă afecțiune care se manifestă de când suntem copii,
mai mult sau mai puțin, poate e sesizabil, doar se observă așa un pic la nivelul tegumentelor că mușchii dintr-un strâng așa foarte ușor, dar după aceea este iarăși o furie inconștientă care se acumulează în mușchii maseteri și în timp o să înceapă să-l macine pe omul respectiv și se transformă într-un scrâșnit din acela din dinți în timpul nopții, pentru că el pe timpul zilei nu reușește să-și exprime ceea ce are de exprimat. Și cu atât mai mult dacă avem, nu știu, bruxismul care începe să se manifeste la 20 și ceva de ani, este clar că cei 20 de ani de dinainte au fost acumulați acolo și abia atunci s-a declanșat, pentru că corpul fizic nu mai poate să ducă. Iar omul acea respectiv e foarte multă tensiune, încărcătură și nu mai știe să gestioneze. Și cumva toacă mărunt din dinți în timpul nopții ca să dea afară ceea ce nu poate să spună în realitate. Măcar așa există un mod de a te elibera. Da, eu recomand, apropo, și un ulei foarte interesant pentru eliberări emoționale, că tot fac și eu terapiile astea cu eliberările emoționale, și eu recomand să încerce, să devină un pic mai conștient și să-și dea seama când îi deranjează ceva în corp, pentru a nu pune capacul acolo și a solidifica acea energie. Dacă, nu știu, îi ține gâtul, inima, înțeapă ceva, să fie un pic mai atent și atunci, dacă sunt capabili să folosească anumite tehnici de a elibera, și atunci le e ușor, dacă e proaspăt adunat, pot foarte ușor să elibereze, atunci lucrurile se așează ușor. Până, poate, uite, cine nu are timp să studieze tehnici energetice, cum să o facă, să ia o pernă, să se așeze grecește jos și să o ridice deasupra capului, să lovească jos cu furie, să țipând și eliberând și ridicând, sau în oglindă spunând efectiv ce simt să spună, numai pentru a se elibera și rugând pe Dumnezeu să purifice acele încărcături. Normal, și există și tehnici în care te duci în pădure și țipi că există, am văzut și așa ceva. Ceva și... oficial, serios? Da, am văzut, în străinătate am văzut asta și ei se duc și țip acolo și este o tehnică din aceea de 2 minute, te duci, țipi sau pur și simplu vorbești fără să rosești cuvinte. Cum îți vine, începi să scoți. Ce-ți vine? Da. Niște sunete. Dar cu intenția clar de a elibera din acea furie. Și te ajută foarte mult. Și ziceai tu de uleiuri, există un ulei exact de eliberare pe care eu îl recomand să se dea pe mușchii maseteri tot timpul ca și tratament înainte să te bagi la somn. Eliberare emoțională sau eliberare? Eliberare emoțională. Este un ulei de eliberare emoțională, se numește release în engleză, în română. Noastră este eliberare și pe mușchii maseteri ajută foarte mult, pentru că pentru cei cu bruxism se știe foarte clar. Din punct de vedere medical, toată lumea zice, da, știm că e o cauză inconștientă, dar nu știm să o tratăm. Păi nu știm să o tratăm pentru că este inconștientă și diferă de la om la om. Știm doar că e o furie acolo, dar e diferită. Da. Unii sunt furioși pe ceva, alții sunt furioși pe altceva și atunci tu nu știi cum să o tratezi. Nu poți să-i dai, n-ai ce să-i dai. Noi, din punct de vedere medical, recomandăm doar gutiere noaptea ca să le protejăm cumva dinții, dar emoțional există alte variante. Noroc că la noi putem țipa în casă fără să ne dea judecată vecinul ca în străinătate. Probabil de aceea se duc în pădure, nu ei? Da, e posibil. Nu știu, nu mă întreba niciodată, că adevăr că la mine când mai apucă pe vecini, ei țipă unii la alții. Se descarcă, da. Da. Și ce alte afecțiuni ale oaselor maxilare ai mai întâlnit? Da, oasele maxilare înseamnă, ne referim și partea de sus și partea de jos, ele sunt considerate oase maxilare, chiar dacă partea de jos noi o numim mandibulă, de fapt și de drept. Ele reprezintă capacitatea de a începe procesul de digestie. Da? Pentru că noi cu oasele maxilare începem să mestecăm cu ajutorul lor și cu ajutorul mușchilor. Permit oasele maxilare sănătoase ne permit să înghițim o anumită cantitate de mâncare și să ducem în realitate ceea ce putem duce, pentru că dacă ai oasele maxilare mai puțin dezvoltate, înseamnă că în anumite momente tu nu poți să duci la fel de mult ca unul care are un maxilar mai bine dezvoltat, și asta de cele mai multe ori apare și din cauza emoțională,
Așa cum vă spuneam, toate au cauză emoțională, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă rumești fără încetare aceeași idee, fără să ai soluție, tot uzezi zona asta, și asta, nu? Bineînțeles că întotdeauna e corelată, apropo de afecțiunea oaselor maxilare, e corelată și cu bruxismul. Da, normal. Pentru că rumegi într-una și bruxismul poate iarăși să apară. Și bruxismul nu înseamnă neapărat că crânțăni din dinți sau scrâșnești din dinți seara de seară. Vedeți că sunt bruxomani care o fac ocazional doar atunci când ajung la un prag limită. O faci, nu știu, o dată pe săptămână sau o dată pe lună, că ai avut o perioadă super stresată și chiar n-ai mai putut să duci. Da, ai adunat, după o noapte, două, ai scrâșnit, după care iarăși te-ai liniștit. Dar de fapt și de drept tu ești acolo, la limită. Da, de asta e foarte important să ne cunoaștem și părțile pozitive, negative și ce nu putem schimba, măcar să-l gestionăm în așa fel încât să eliberăm treptat când ne e nou confortabil. De asta în tabăra de la sfârșitul lui iunie de autocunoaștere lucrăm și pe asta. E important să te ții frânele. Da, și să te cunoști cu cât mai mult. Și de afecțiunile oaselor maxilare pot să mai spun că noi ne agățăm de emoții, ținând de ele și nu reușesc să le dau drumul. Da. Și mai vreau să mai spun eu. Articulația? Da, scuze. Mai vreau să mai spun apropo de afecțiuni ale oaselor maxilare, de cele mai multe ori persoanele care rămân fără dinți, da? Nu mai avem dinți. Și își pun proteze sau implanturi și cu lucrări aferente implanturilor. Cele mai multe ori îi observăm și am observat la pacienții mei, marea lor majoritate, parcă cumva așa reînvie, să simt mândri de ei, iarăși își capătă un pic încrederea în ei. Dar de fapt și de drept este o încredere un pic falsă, pentru că proteza și lucrarea pe implanturi totală, adică când el nu mai are niciun dinte, sunt false. Da. Iar noi le percepem, noi deja în interiorul nostru știm. Adică omul respectiv știe că ele sunt false. Este doar de imagine încrederea aceea. Și de asta foarte, foarte mult se adaptează sau nu se adaptează cu protezele. De asta eu nu prea mai recomand protezele, că sunt foarte greu digerate și acceptate de oameni. Iar noțiunea de implant și lucrările pe implanturi sunt mult mai ușor tolerate prin simplu fapt că sunt fixe. E o conexiune cu ei. Da, e o conexiune, ai băgat în os și dacă totul e făcut ca la carte, omului va fi mult mai bine și singurul fapt că este o lucrare fixă este foarte important. Protezele sunt lucrări mobile. Da. Ne poți zice de articulația temporomandibulară? Mai vorbit, cred că, un pic cu stul. Am mai zis eu un pic câte Dar ceva dacă nu de e aliniată, De articulația temporomandibulară, dacă nu este aliniată și există un decalaj între stânga și dreapta, înseamnă că e o diferență foarte mare între ceea ce gândesc și ceea ce simt, o diferență între partea mentală, între ce îmi vine să fac la nivel mental, dar în interiorul meu eu nu simt să fac așa. Da. Acționez pe baza unor tipare, unor programe, că așa am fost învățat, că așa văd în jurul meu. Dar de fapt și de drept eu, nefiind în conexiune cu ceea ce simt, apare... Da, gândirea și exact. Ce gândești, ce spui, e diferit, nu? Este diferit și acțiunea, la minus, normal, la mijloc. Și acțiunea va fi și asta afectată. Iarăși mai ține de capacitatea noastră de a ne ține de visele pe care le avem de când suntem mici. Cu toții când suntem mici ne proiectăm tot felul de vise, că visez să fac nu știu ce, că visez să călătoresc, că fiecare are niște vise și niște dorințe. Și ușor, ușor, dacă intrăm în lumea responsabilă, uităm de visele noastre, uităm de dorințe și oasele maxilare vor fi afectate. Da. Și, bineînțeles, articulația. Un ultim gând pentru telespectator? Vrei să le transmiți ceva? Să vină să-și trateze dinții,
indiferent unde s-ar duce să o facă, când este mai mult mai important să o faci decât să o tot amâni, pentru că, așa cum vă ziceam, ține de decizii, decideți să vă duceți să vă tratați dinții. Și cine vrea să meargă mai în profunzime și să-și rezolve și cauzele emoționale, pentru că dacă ați tratat doar partea fizică, așa cum vă ziceam, nu ați rezolvat tot, dar ăla este un prim pas important. Puteți să vă documentați și voi, puteți să căutați persoane care să vă ajute să înțelegeți care e cauza emoțională și să vi le rezolvați. Da. Și unde este foarte important. Da. Unde te pot găsi cei care vor să fie tratați holistic un pic pe această parte dentară sau vor să înțeleagă mai mult despre uleiuri sau să afle cum să le achiziționeze? Mă găsesc în București. În București. Da, poți să sune și, la, și în regie. Da, dar mă găsesc dar, în București și cu siguranță. Nu ai un blog ceva? Mă găsesc, dacă caută după numele meu, cu siguranță mă găsesc. Dacă pe rețelele de socializare e și cu acest titlu. Pe rețele de socializare și pe site, or să găsească site-ul care l-am pentru cabinet și mulțumim. Cu ce pot să-i ajut, cu mare drag îi ajut. Da. Mulțumim mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Și eu mulțumesc. Mulțumim și telespectatorilor. Și intrați pe pagina de socializare a emisiunii noastre, Știință, Transformare, Nutriție. Vedeți acolo toate înregistrările. Puteți pune și întrebări pentru a câștiga premii și tratamente de la centru. Mulțumesc mult, o săptămână bună!